5 motive pentru a te muta cu Traiu în SUA. Să-ți dezvolți o afacere în stat, este foarte ușor. În America primești bani să bani smereț. 10-15.000 îți ajunge pentru o viață modestă. Cât bani da. face un agent imobiliar? Poți să faci peste 2.000 pe lună. Stai acasă și colectezi bani din din real estate. Noroc Chicago. Business and Club, emisiunea Brand People. Eu sunt Sandu Gamarță și astăzi vom discuta despre Real Estate. Comunitatea moldovenilor din SUA este în continuu creștere și cu toții ne gândim la procurarea unei case. Astăzi vom discuta cu o moldoveancă care lucrează ca agent imobiliar și cunoaște acest proces foarte bine. Haideți împreună să facem cunoștință cu Diana Tonu. Salut, Diana! Salut! Cum vă tine, cum succesele? Foarte bine, mersi mult de invitație, Mersi mult aici. că ai acceptat această invitație. Noi cu tine ne aflăm în orașul Buffalo Group din Illinois. În spatele nostru avem o proprietate nouă. Apropo, care este prețul acestei proprietăți? Această proprietate, pentru că este casă model, o să fie de la 800.000 în sus. Nu avem un preț standard pentru construcție noi, pentru că depinde de client ce își dorește. Construcțiile noi au un preț de la care încep, deja depinde de toate upgrade-urile care vrei să le ai în casă, avem prețul final. 800.000 dolari, poți ca la un potențial cumpărător să-mi faci o prezentare a acestei proprietăți. Sigur. Hai să mergem! mergem. Deana, povestește-te, rog, cum ar fi mai bine? Stai la chirii sau totuși scumpere? Este o idee destul de bună. Acum, în dependență de fiecare persoană sau familie în parte, și au un plan. Au un plan să uh, trăiască în statul Illinois pentru o, uh, o perioadă mai îndelungată sau ei să gândesc să muti în alt stat. Acum, pentru cei care se gândesc deja să, uh, să trăiască în acest stat, să se stabilească în acest stat, uh, părerea mea e bine să cumperi. A, pentru că chirile cresc în fiecare an. Asta, unul, la mână, doi. A, tu, când îți cumperi o proprietate, primești un a, interes. Dacă cumperi cu a, a, mortgage, dacă cumperi cu ipotecă, primești un interes fix. Deci, plata ta pe lună nu se schimbă. Unica ce se schimbă e când plătești taxele a, pe an. Unicul lucru care poate să, să se a, majoreze. Când la chirie, în fiecare an. A, Landlordul poate să vină să-ți spună că trebuie să merg chiria sau trebuie să te munți afară. Deci cumva în fiecare an trebuie să te gândești că păi și unde mă mut acum, unde mă duc mai departe. A, când ai propria ta proprietate, când ai casa ta, îți faci reparația care îți trebuie, o mobilezi cum vrei, te simți ca acasă a, și nu ai cumva frica asta că păi da' unde să mă mut mâine. Oricum, a, îți payment ul tău nu crește, payment lunar nu crește. Care ar fi cinci sfaturi? înainte de a te decide să cumperi o proprietate? Locația. A, locația e una din cele mai importante. A, lucrează la credit score financiar, a, ai grijă cum îți faci taxele, când îți faci taxele trebuie să anunți persoana care îți face taxele, accountant, contabilul, că planifici să-ți cumpere o casă, pentru că taxele se verifică pe ultimii doi ani. Mai este un lucru, dacă tu ești în business, același business de 5 ani, Uh, poți să mergi cu taxele numai pe un an. Deci nu să uite ce a fost anul trecut. Să uită numai pe un an de zile. Am Dar auzit că... așa o chestie. Trebuie foarte mult să atragi atenția ca proprietatea să fie cât mai aproape de highway? E, da. Eu sunt de părerea că trebuie să fie cât mai aproape de highway. Clar că să nu fie highway în backyard ca să s-auzi să toate mașinile. Care sunt minusurile la care trebuie să atragem atenția că uite, proprietatea asta nu e bine de cumpărat. Da. Uh, trebuie oricând, în orice moment tu trebuie să te gândești dacă e timpul să o vinzi casa, cum o să vând de casa asta pentru asta, dacă ești foarte, foarte aproape de cale ferată nu sunt majoritatea care nu ne place să audă trenul noaptea sau în timpul zilei uh, să nu fii foarte aproape de highway, cum am spus să nu de interstate, să nu fii chiar prima casă de lângă interstate să nu iasă la drum central dacă garajul stă la drum central, nu sau ferestrele dormitorului, de asemenea, exact. să creezi disconfort. Da. La fel nu recomand acolo unde în spatele case sau foarte aproape de casă sunt instalații mari de electricitate. Ce aici ține de interior, a. clar că noi când intrăm în casă, noi vedem cum, cum arată casa. Un factor care, la care eu trag foarte mult atenție e să vedem basementul. Tragem atenție să nu fie a, crăpături în fundație. Asta e un lucru, asta e un nu, nu, nu pentru proprietate. e scump de fixat, poți să intri ca apă în casă, deci fundația... Cum mai eficient noi am putea să aflăm despre acest defecte dacă el există? Care sunt inspecțiile care tu le recomanzi pe înainte de a cumpăra proprietatea? Fiecare cumpărător are dreptul la inspecție. Și eu am inspectorul cu care lucrez, poate să vină cumpărătorul cu inspectorul lui sau dacă are cineva din construcție, poate să vină cineva din construcție să vadă și din punct de vedere structural, cum e casa. Eu la tot să recomand. Inspecția trebuie neapărat să o faci, pentru că inspectorul e cel care observă mai multe lucruri pe care poate noi la prima vedere nu le-am observat. Chiar și așa lași, ca să te ridici un pod. Etic, uh, cum îi spunem noi aici. Poți să fie mucigai, poate să fie mold acolo. Noi nu știm. Nu. Noi la prima, uh, prima dată când mergem să vedem casa, nu mergem un pod. Care ar fi cel mai mare eșec care poți să-l ai cumpărând o proprietate? La ce trebuie să atragem atenție? Acoperișul cât e de vechi. Acoperișul e unul din cele mai scumpi uh, cheltuieli a homeowner a proprietarului, proprietarului. Altceva este dacă nu între apă în subsol. Dacă îți intră apă în subsol, iarăși, asta e un... Nu, nu, nu. Uh, mai avem... Uh, încălzirea centrală, sau cum spune, spunem noi aici, HVAC, de unde vine căldura și vine aer condiționat. Vedem cât e de vechi. Dacă e deja foarte vechi și trebuie să-l schimb, trebuie să știi gata că e trebuie nu, no, trebuie să-ți pui ceva bani departe. De următoare, posibil că o să ai investiții destul de exact. semnificativă. Da, da. Iar acoperișul cel mai, cel mai scump, aș spune eu, îi tragem foarte mult atenție la uh, insecte. Să nu fie în casă insecte de chiar și -leaș termine, te spunem noi aici, insecte care mănâncă lemnul. Dacă este da, mucigai în pod, atunci iarăși asta tot e un lucru la care trebuie să tragem atenția. Sunt momente când se poate de renegociat cu vânzătorul. spunem, poate nici vânzătorul nu știu care mucigai în pod, că nu se duce fiecare în pod. Sunt momente când se poate de renegociat. Ori îți dă un credit că tu să fixezi după, după cumpărare, sau vânzătorul fixează înainte de closing. Acum, exact acum, în perioada asta, cumva casele se vând așa cum sunt, tu nu poți merge înapoi la vânzător să spui că eu vreau uh, să-mi fixez asta, să schimb asta pentru că sunt lucruri care mie nu-mi plac. Suntem în așa market în care vânzătorul predomină. Când începem a alege zona în care vrem să trăim și care sunt sfaturile care tu le-ai da pentru a alege această zonă să fie cât mai bună? Odată ce ești gata să cumperi și deja ești și aprobat de la bancă, cu siguranță trebuie să știi zonele unde vrei să, unde vrei să cauți. Un lucru foarte important e școlile. Știu că să vorbești despre asta foarte mult, dar trebuie să te gândești că vrei să copiii tăi vrea să meargă într-o zonă cu școli, cu școli bune. Dacă chiar și te gândești să cumperi ceva mai mic la început, după care să dai închirie, să-ți cumperi o casă mai mare și școlile nu sunt atât de importante, oricum trebuie să fie o zonă care și să dă bine închirie. Că nu vrei să cumperi o proprietate care nu, no, acum costă, deci payment-ul tău e 1000 de dolari, dar rentul acolo, acolo e numai 900 de dolari. Deci cumva trebuie să știi ce anume cauți. Prima casă doar să-ți cumperi ca investiție pe viitor sau casa în care deja te gândești să trăiești acolo mai mult timp, să-ți crești familia. Școlile și zona e cel mai important. A, un sfat foarte bun care le spun la clienți, dacă știi o zonă anume unde vrei să trăiești, aș spune să mergi acolo, să te plimbi pe afară, să mergi cu mașina, să vezi ce magazine sunt în apropiere, te avantajează. Nu, ce oameni trăiesc prin zona asta, pentru că noi ca agenți vă arătăm casele, dar voi o să trăiți acolo, trebuie să vezi dacă îți place zona sau nu. Ce înseamnă școală bună? Școală bună, fiecare părinte trebuie să știe ce vrea pentru, pentru copiilor. Deseori aud și la americani, păi școală bună, dar dar tu trebuie să intri, să vezi ce școli. Trebuie. De exemplu, dacă vrei să stai într-o zonă anumită, vrei să intri uh, pe site și să vezi care școli, la ce district mergi. Ce oferă școlile? Dacă pentru, pentru tine e important sporturile care le oferă, oferă școlile, trebuie să vezi ce sporturi oferă. Nu toate școlile oferă aceleași feluri de sporturi, aceleași tipuri de sporturi și pentru mulți contează și ce a, naționalitate sau etnie de persoane, de copii învață la școala asta. Și pe site este un site unde poți să vezi absolut procentajul de, de, de ce fel de persoane sunt în zonă pe acolo. Că acum, dacă să spun, după, majoritatea se uită după rating și, și eu sunt de acord și cu asta. Dar am văzut o micșorare mare în ultima perioadă în rating, atâta timp cât a fost online schooling. Toată lumea a învățat de acasă. Nu, no, nu e aceeași, nu aveau aceleași rezultate ca și înainte. Și de asta nu putem să ne uităm numai la rating. Odată și și se mai schimbă. Lumea acum nu stă într casă 20-30 de ani. Deci merge o, o schimbare permanentă de oameni. Ratingul poate să schimbe odată la 5 ani. Poate să fie mai sus, poate să fie mai jos. Deci, Trebuie să știi ce oferă școala. Care este diferența între a procura o casă nouă, o construcție nouă și o construcție veche? Foarte bună întrebare. A, și când -a, dacă mă întreba aia, această întrebare 5 ani în urmă, probabil sigur că spuneam că e mai bine să-ți cumperi o construcție veche sau cum îi mai spune noi, resale. Pentru că deja casa, fundația e așezată, tu intri în casă și vezi nu, vezi casa cum e, cum e gata. În construcție nouă în cel mai des vii într-o casă model și tu îți alegi ce casă vrea să se construiască. La construc construcție veche, la resale, o cumperi 30 de zile, 60 de zile. Pe când la construcție nouă trebuie să aștepți. Uneori poți să aștepți 3-4 luni sau chiar până, și, până la un an poți să aștepți. Um, și nu știi cum o să se comporte construcția nouă odată și cumpărată. Deci asta e un minus. Dar fiecare builder care construiește case noi, ei dau garanție pe un an de zile. Dacă uh, s-a apar ceva crăpături sau ce ceva apare în casă care trebuie fixat, uh, când perioada de un an de zile se termină, atunci vine uh, builderul sau compania lor de construcție și fixează prin casă ce no, s-a stricat din cauza uh, sunt toate de defecte care au apărut în perioada da. asta de primul an, de trai. Exact, exact. Diana, povestește te puțin despre procesul de refinanțare. Da, procesul de refinanțare e un lucru foarte benefic dacă e la momentul potrivit. Să spunem că îți cumperi acum o casă și noi avem procent mare, procentul e cam în jur de 6. În 2-3 ani, procentul, dacă scade, tu poți să-ți faci refinanțare. Sunt costuri implicate și la refinanțare, dar când stai să te uiți pe termen lung, beneficiu e de la 6, să mergi la 3, e un beneficiu foarte mare. Da. Deci este posibilitatea de refinanțare, poți să refinanțezi. Cumva e același proces, proces ca la cumpărare, că banca o să-ți verifice income-ul și credit scorum. Diana. Cum crezi, am putea avea un scenariu să se repete criza din 2008? La moment eu nu văd acest scenariu a, și, iarăși, a, cumva repet cuvintele care le folosesc specialiști în domeniu. În 2008 a fost absolut a, o, o situație a, total diferită. A, de exemplu, dacă atunci nu se verifica în cam, Deci de ce a fost criză? Pentru că te duci la bancă și spui, ok, eu fac atâția bani, vreau să cumpăr casă de, a, de așa sumă. Și banca îți bani. Da? Ok. Vrei să-ți cumpere așa casă? Sigur, cumpără. Acum banca verifică foarte detaliat în care care îl faci. Să fie taxele și nu, nu, nu sunt numai taxele care tu le prezinți. Ok, eu am o copie de la taxe, cu asta mergem la aprobare. Nu, Ei, odată ce ești sub contract, cer transcripturi de la IRS. Asta e copia oficială de la IRS care eu cer. Și să vadă că, într-adevăr, ce arăta tu coincide cu ceea ce are IRS-ul. Asta e unul, când ești pe WCU e mult mai ușor pentru că Statut tu deja deja și... niște mecanisme pentru a preveni o asemenea exact. situație care a fost anterior, da. Da, da. Uh, a fost o reformă, da, care a fost uh, în beneficiul cumpărătorului acum, pentru că tu îți cumperi casa care îți permite să o plătești, să spunem așa. Nu văd o micșorare de prețuri acum, pentru că noi suntem într o perioadă în care sunt foarte puține case de vânzare. Din cauza că sunt puține case de vânzare, Mulți cumpărători, uh, vedem multiple offers, multe oferte la majoritatea caselor. Majoritatea dacă o casă arată bine, deci acolo e o, 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 se pune un preț foarte mare deasupra. Și dacă o casă apare pe piață într-o zi, ea în trei zile așa se duce și se duce cu are cel puțin 20-30 de oferte. Care sunt oportunitățile de a investi în imobiliare în Illinois? În Illinois, una din cele mai No, pentru mine, eu cred că e unul din cele mai avantajoase tipuri de investiții să investești în clădiri în Chicago. Și când mă refer clădiri în. Parbești Chicago? acest downtown. Nu neapărat downtown, nu. Chicago, orice zonă a Chicago, poate să fie și în suburbii. Avem, avem așa tipuri de clădiri și în suburbii. Deci, dacă clădirea are până la patru apartamente, se vinde ca proprietate single family, cum, cum o numim noi aici, single family, e o proprietate, o casă. Deci, poți să cumperi cu un loan tradițional. Dacă de la 5 a, apartamente în sus, deja mergi un a, alt tip de loan, loan comercial. La loan comercial e un pic diferit, că trebuie cel puțin 20% de down payment, să de numai pe 25 ani. E un pic altfel fel de, de a, tipaj de loan, dar totuși e o investiție foarte bună. Deci, eu cred că e o investiție bună. Tu ai o proprietate care are deja 3-4 apartamente. Dacă e și 5-6 apartamente, în același loc, sub același acoperiș, îți plătește. Îți plătește plata lunară și după asta mai e și income. Dacă trebuie să mergi undeva să fixezi, tu mergi în același loc deodată, la 3-4 apartamente. Și nu că trebuie să fixezi în toate apartamentele, dar e sub același acoperiș. Așa tipuri de clădiri în Chicago se apreciază foarte repede și mult, pentru că lumea deja a înțeles că, o, oh, asta e o investiție foarte bună. Nu cumperi trei apartamente uh, într-un an. Profitul în... se bazează pe creșterea prețului. Diferența. Da. Da, pe creșterea prețului, aprecierea, cum îmi spunem noi, și chiria care o colectezi. Da. Pentru că este un profit din, din chirie. Da. Tu proprietatea o dai mai întâi în chirie o perioadă X? Da. Faci bani în chirie, apoi vânzând această proprietate, de asemenea, ai un profit. Exact. Cum am putea să facem bani având o afacere cu Airbnb? Da, e o întrebare foarte bună. Și dacă vorbim de investiții în. în imobile, în real estate. Deci eu sunt de părere că trebuie să-ți diversifici portofoliul. Dacă odată și între în domeniul ăsta de investiție, trebuie să-ți diversifici uh, portofoliul. Prin asta, chiar dacă ne întoarcem înapoi să cumpărăm aceeași clădire uh, în Chicago, în Chicago îți permite să dai un apartament din astea, 3 sau 4 sau câte ai, să-l folosești ca Airbnb. Este un procentaj cât poți să folosești. De exemplu, dacă ai mai multe unituri, mai multe apartamente în același clădire, un procentaj poți să-l folosești pentru Airbnb și-l dai. Nu, în Chicago avem mereu oameni care caută Airbnb. Altă opțiune este să cumperi în afara, în afara statului Illinois. Avem state în care Airbnb-ul merge foarte bine. Unul exemplu, ele, cam... Da, una din ele ar fi um, Florida. Deci, oricum, toți mergem în vacanță în Florida, mai ales cei care nu au posibilitatea să părăsească Statele Unite. Sunt câteva clădiri sau sunt clădiri care nu poți să dai închirie, nu poți să folosești ca Airbnb. Dacă vrei să cumperi un apartament într-o clădire mare, cel mai bine e să vorbești cu un agent local care îți explică cum lucrează procesul de Airbnb acolo. E foarte important să te asiguri că totuși clădirea în care te-ai cumpărat proprietate ea da. se califică pentru a fi folosită exact. pentru Airbnb. Da. Dacă e să-ți cumperi casă, cu casele e mai ușor. Casele nu trebuie să se și Casa e casă. Poți să o dai în Airbnb oricând. Uh, da, un lucru foarte important este să știi unde cumperi în Florida. Uh, dacă cumperi într-o clădire mare, îți cumperi doar un apartament a tău, cum îl numim noi aici, Candom, uh, îți trebuie să, să verifici sau agentul verifică că se poate da dat Airbnb. Sau cum mai spunem noi, uh, chirie pe, scurt, uh, pe termen scurt. Pentru că noi nu, nu sunt mai Airbnb-uri, mai sunt și alte site-uri foarte bune aici în America care poți să le folosești pentru dat în chirie. Uh, mai sunt stat, uh, alte state cum ar fi să-ți iei o cabană. Prob probabil și în Wisconsin sunt mulți care nu vor să zboare undeva departe, vor să conducă undeva cu mașina. În Wisconsin poți să-ți iei o casă care o dai în Airbnb la fel. Uh, alte state mai sunt unde poți uh, să-ți cumperi cabană. Da, aș spune așa, cumva ori la ocean, ori în munți. Astea sunt două, două locuri unde poți să investești foarte bine în Airbnb. Care ar fi profiturile estimate din această afacere? A, un caz, sigur, pot să spun că faci un profit de... A, dacă e o cabană undeva în munți, poți să faci peste 2000 pe lună. Asta deja după ce plătești toate cheltuielile, pentru că nu o să te duci tu să faci curat acolo și nu o să... Ai grijă tu să vezi în picit dată când s a obronat casa. Există agenții sau servicii este, care exact. fac tot asta, da? Da, există agenții. E clar că plătești un procentaj agenției. Deci plăte plătești plata lunară dacă cumperi cu uh, loan, dacă îți iei mortgage la casă, ai taxe, ai asigurare și agenția care are grijă de proprietate. Sunt, are, uh, sunt agenții care fac absolut tot pentru tine. Tu, dacă nu mai îți trebuie să te duci odată să te odihnești, îți prezervi timpul când îți trebuie pentru tine, te-ai dus și, și atât, nu faci nimic stai cumva, stai ca să și colectezi bani din, din real estate. Da. Dacă am vorbit despre un apartament în downtown, care ar fi perspectivele de a face profit din Airbnb? Aici, în downtown, în Chicago? Da. Sunt foarte multe restricții cu Airbnb în Chicago downtown. Trebuie să știi exact care building îți permite să folosești Airbnb, dar nu avem așa de multe. În Chicago aș recomanda cel mai bine, totuși, ei o clădire mai mică, care tu ai toate apartamentele, și le dai, uh, și dai în Airbnb. Care sunt punctele tale forte? Prin ce tu ești mai bună ca concurenții tăi? Care este abordarea ta față de client? De ce oamenii trebuie să se adreseze anume la tine? Eu încerc să abordez fiecare client individual, eu încerc să aduc valoare în relația noastră de uh, agent și cumpărător sau vânzător. Fiecare client este individual. El, eu trebuie să am o consultație cu el, să știu exact ce își dorește, ca să ajungem la rezultatul care îl dorește, cum ar fi să-și cumpere casa de vis. Investiția în imobil este o investiție foarte importantă. Poate să fie una din cea mai importantă din, uh, din viața omului. De asta trebuie să fie ghidat exact după pașii concret ce trebuie să facă, să știe anume ce, care este procesul. Pentru asta eu sunt acolo nu numai să arăt casă, eu am venit să-mi am deschis ușa să, să vezi casă, poți să mergi la open house să vezi o casă, dar eu vreau să fiu acolo de la început până la sfârșit. Deci fiecare proces, fiecare etapă eu o să-ți spun, acum trebuie să faci asta, acum trebuie să faci asta. E o ghidare de la început până la sfârșit. Și da, sunt foarte multe emoții implicate în acest proces, între vânzători, între cumpărători. Noi agenții, în special eu, eu știu cum să calmez uh, apele într-o tranzacție care e prea, no, apar câteva careva probleme. Trebuie să știi să dai informația în așa fel ca clientul să fie de acord cu ceea ce vorbim sau să ajungem la un numitor comun, să negociem. Tot procesul este o negociere, începând de la preț până la closing, până la ziua în care semnezi toate documentele și primești cheile. Pentru vânzători a, e foarte important când proprietatea merge pe piață să știi să-i faci un marketing corect. Nu numai ai pus-o pe piață, au văzut-o toți pe Realtor.com sau pe Zillow.com și proprietatea să vinde. Nu, trebuie să știi, eu ca agent știu cum să, a, să vând o proprietate, clientul să rămână satisfăcut în primul rând de proces și de prețul care îl primește. Cum putem să contactăm? Pe mine puteți să mă contactați la numărul de telefon, pe e-mail, cel mai bine număr de telefon. Este numărul meu direct și mă uh, răspund la telefoane. În social media undeva ești unde am putea să contactăm? Da, am uh, pagină de Facebook, pagină de Instagram, să, pe website să vedeți proprietățile care sunt de vânzare și proprietățile din oriunde în Illinois. Noi avem deja așa o tradiție la emisiunea Brand People, dăm un cadou să facem o ofertă, o promoție pentru cei care ne privesc. Care este oferta ta sau cadoul tău? Lucrând cu mine, eu am o promoție foarte bună pentru vânzător, pentru cei care se gândesc să-și vând proprietățile anul ăsta până la sfârșit de 2022. Avocatul o să fie pe gratis pentru cumpărător. Dacă alegi avocatul care eu. Serviciul am, avocatului. Exact, avocatul care îl recomand. Și dacă lucrează cu acel avocat, o să mai fie și o reducere în costurile de vânzare. Pentru că, nu, no, vânzătorul are costuri de vânzare, la fel. Pentru cumpărător, cine vor, vrea să cumpere până la sfârșit de an, inspecția este plătită de mine. Apropo, cât costă inspecția? Independență de ce fel de casă, dar de la 400 poate să, ajung, poate să ajungă, până la 600 și... Folosiți promocodul Business M Club, apelați la Diana, Diana va acorda o reducere practic de 400 dolari. Exact. Diana, noi cu tine continuăm discuția noastră. Noi ne aflăm în apropierea lacului Michigan. În Illinois sunt sfârșitul în primăvară. Da. Vremea <laughs> este foarte bună. De ce tu ai ales să vin să Cumva a fost un vis de meu de, mai de mult să ajung în state. Nu m-am gândit că o să rămân aici pe foarte mult timp. Mă gândeam doar să vin să vizitez. Uh, am venit în 2012 cu, no. Probabil ca mulți dintre noi, J1, eram student deja la masterat, eu nici nu m-am gândit că o să primesc viză să vin în State. deja m am luasem licența și am mai puține șanse ca să. Ce facultate ai făcut, apropo? Acasă am făcut marketing și logistică. Te-au ajutat studiile din Moldova aici, să te realizezi cumva? Să mă realizez, nu pot să spun că eu lucrez atât de mult în domeniul în care l-am învățat, dar lucrând în real estate, da, mă ajută acum, marketingul mă ajută în businessul care l-am acum, cu siguranță. De unde ești din Moldova? Din Moldova sunt din Chișinău. Cu ce te ocupai în momentul când ai decis să vii în Statele Unite? Cât am fost acasă, nu am avut foarte multe joburi pentru că nu mai finanțasem universitatea. Am lucrat într-o companie de publicitate. Deci noi lucram în o companie de publicitate care făcea flyere, broșuri, din asta printate, nu la televizor. Marketing uh... offline? Marketing offline, exact. Acasă am lucrat la B2B, business cu business, deci contactam companiile care sunt gata să investească în publicitate și le vedeam produsele noastre. Totuși, de ce SUA? Prin ce te atrage în nume această țară, că tu ai decis să te stabilești aici, să faci o familie? Eu am fost în Grecia două veri la rând, de la universitate, tot era un fel de program care nu toate universitatele aveau acces la acest program. Am fost acolo doi ani la rând, dar eu totuși cred că America, statele, are, au mai multe oportunități decât Europa, cel puțin pentru mine. Așa era la momentul când m-am gândit eu. Unde tu vezi aceste oportunități? În ce domenii? În, eu cred că în toate domeniile în care vrei să-ți dezvolți o afacere. Da. Să-ți dezvolți, să dezvolți o afacere în state este foarte ușor și îmi place pentru că în fiecare stat se vorbește aceeași limbă, când dacă vrei să mergi în Europa, fiecare țară are o limbă diferită. Da, engleza e o limbă comună, dar totuși nu e ca în state. Și cred că e mai ușor să te realize, să crești un vis aici în state decât probabil și ca acasă. Totuși, piața liberă pe care o avem în state ne dă această oportunitate să venim dintr-o țară europeană, fără studii, fără bani de la început, fără cunoștință tare mari și să o afacere, să ne dezvoltăm aici. Asta e destul da. de bine, pentru asta și atrage America, că este mult cu aici. Exact. Deana, când ai ajuns în state? Am venit în mai 2000, 2012, deci deja 10 ani. Și unde ai venit pentru prima dată? Am venit în Ocean City, Maryland. Am avut un contract pe trei luni. Uh, era un parc de distracții, un parc de amuzament sau caroseli, cum avem noi acasă. Am lucrat acolo trei luni, no, ca fiecare student am lucrat la două lucruri. A fost o vară foarte faină, uh, o stare bucuroasă că am fost acolo, de uh, oamenii pe care i-am cunoscut, uh, Erați de care studenți? Au fost. studenți? Da, eram un studenți. Erau și câțiva americani care lucrau acolo. Ei lucrează în fiecare vară, oricând se deschide deja sezonul și locuiau. Pentru că noi locuiam la doilea etaj, unde era parcul de amuzament, locuiam la doilea etaj, era erau mai multe apartamente și toți studenții acolo stăteau. Uh, no, și americanii sunt foarte creativi, ei organizau mereu petreceri, aveau grijă să, uh, să ne țină, uh, to entertain us, aveau grijă să ne veselească, să spunem așa. Da. E avut... divertisment. Da. Aveau fiecare, fiecare săptămână era câte o petrecere care diferă difer, difer de săptămâna trecută. Care au fost primul tale Deja, cum am spus, în Maryland am lucrat ca par de amuzament, am mai lucrat într-un hotel paralel, am avut două lucruri ca și mulți din, alți, mulți din noi studenți. După aia m-am mutat în Chicago. În Chicago am venit în septembrie, am început să lucrez într-un salon, salon de manicură-pedicură. Acolo am lucrat 3 ani, am, fost, am ajuns până să fiu manager, la un moment dat mie deja nu îmi plăcea programul că trebuia să lucrez până la 8 seara, fiind manager trebuia să închid salonul, uneori lucram până la 8.30, ca să, nu, trebuia să calculez toate, toți banii, să închid tot un salon și am hotărât că nu, mie îmi trebuie să încerc alt lucru, să încerc alt domeniu și poate un lucru de oficiu, deși nu. A, cumva asta m-a adus în real estate atunci când m-am gândit să-mi schimb domeniu. Îmi amintesc că am fost, deja ăsta deja e următorul lucru la care am fost, am aplicat CV-ul la mai multe job pe atunci. M-a contactat o companie de asigurări. Nu, no, compania de asigurări, eu zic, perfect, și nu știu, cum, știu ce înseamnă asigurări. Când am fost la interviu, eu mi-am dat seama că încă a fost întrebarea mea, ok, și -o faceți asigurări de mașini, de casă, de sănătate, și ce fel de asigurări faceți? La care el spune, nu, noi nu facem așa fel de asigurări, noi facem asigurări pe titlul la proprietate. Nu știu ce înseamnă asta, nu, nu știu cu ce să mănâncăm. A, am avut o conexiune cu directorul, el, era america, el este american, am avut o conexiune foarte bună și el cumva no, m-a angajat, să spunem, și pe mine m-a aranjat salariul care mi l-a dat la început. Acolo am început să înțeleg ce înseamnă real estate. Eu nu aveam gânduri să mi iau licența, sau nu, eram, nu aveam eu un vis să devin un agent imobiliar. Uh, am lucrat mai mult de un an în oficiu și oficiu cumva nu e lucru în care mie îmi place să fiu mie. Îmi trebuie să comunic cu oamenii, eu trebuie să fiu uh, afară, să arăt uh, no, să arăt proprietăți, acum, de exemplu, și ei și fac. Eu sunt mai mult persoană de vânzări. Uh, am lucrat uh, un an în oficiu, după care eu mi-am luat și licență de notar. Deci, uh, paralel, făceam. Uh, când cumperi și vinzi, în America este un notar. Nu e același notar ca acasă, e foarte ușor să-ți licența sau ștampilă din notar, nu -ți trebuie studii avansate aici. A, îți, iei, a, îți iei ștampila și poți să lucrezi în title company. Deci, ce facem noi? A, printăm toate documentele, le prezentăm avocatului, avocatul deja le explică cumpărătorului sau vânzătorului. Eu primesc toate documentele semnate înapoi, totul se întâmplă într-o sală de conferință la title company, eu primesc toate documentele, le scanez și le trimit la finanțist pentru aprobare. Deci ăsta e procesul de vânzare-cumpărare. Și lucrând în acest domeniu, șeful mi-a spus, păi, de ce nu te gândești să-ți iei licența? Că eu cam pe atunci deja mă gândeam să investesc în real estate și îmi spune, ar fi, te văd să, să lucrezi în real estate, de deci ce nu, nu, ți iei licența? Mai că nu știu, nu i prea... No, nu știam e domeniul așa de bine, zic, te să-ți găsești clienți, cum e, nu e așa de ușor. A, după care, prin Iarna 2017, o prietenă care și acum ai licențiată îmi spune, Diana, păi de ce nu ți licență? Și eu zic, hmm, deja e două persoane care îmi spune și cumva au fost așa un imbol. Da, deși nu. Cât de da complicat să această licență? Nu este complicat. Eu când am contactat compania sau școala unde am învățat, au câteva programe. Au program de învățat în timp rapid, în două, două săptămâni, trei săptămâni, sau în timp îndelungat, când poți să înveți tot programul în aproape șase luni. Asta a fost o oportunitate pentru mine, că, ok, să începe cursul foarte curând, deci a fost iarăși un semn pentru mine, da, îmi iau. Care îmi iau este prețul în acest curs? Uh, pe atunci am plătit 600, 600 sau 650 de dolari, cam așa, și ca să dai examenul, când dai examenul la stat, e în jur de 125-150 de dolari. Deci, deci, să trebuie. Trebuie. acest examen? A, odată și tu termini cursurile, a, tu dai un examen la școală unde ai învățat. Pentru că dacă dai trei examenul de la școală, ei te trimit mai departe la stat. Tu, când ești la stat, îți faci programare online, mergi și dai examenul. Ești tu în fața la un, la un calculator, camera te vede în față, tu nu ai telefon aici, nu ca uh, să poți să copie. Deci, ești tu cu cunoștințele tale în fața la un calculator. Ai timp limită. Uh, timpul limită, uh, nu mi-amintesc exact, probabil 3 ore sau 4 ore. Sunt uh, vreo 130 de întrebări, 100 merg pe uh, national, pe toate statele. 25 întrebări sau 30 de întrebări sunt numai pentru statul Illinois. Și acolo merg două două categorii separate, deci primești o notă sau trebuie să primești 75% dintr-o sută ca să poți să treci examenul. Pentru național primești 1% și pentru Illinois plătești alt procent, deci dacă nu treci, numai să zicem că ai trecut Illinois sau nu ai trecut național, poți să mai mergi încă o dată să-l dai numai prin național și ai la dispoziție așa și perioadă de timp. Ai la dispoziție patru ori ca să poți să tai examenul. Dacă nu treci din patru ori, deja trebuie să-ți iei cursurile încă o dată. Trebuie să începi totul de la început. Nu e un examen, să spun acum că nu-i greu, uh, nu. E, trebuie să înțelegi un pic logică. Acolo tot e despre logică. nu e ceva complicat. Uh, sunt câteva întrebări din matematică, dar mai multe sunt întrebări din logică. Descuma, trebuie să știi uh, gândirea asta americană sau dacă ai mai învățat în America aici, da. Diana. Care ar fi trei sfaturi pentru cei care ne urmăresc și ar dori să obțină această licență? Uh, în primul și în primul rând, îți trebuie curaj. Că examenul ei nu e atât de complicat. Poți să treci examenul, ai luat examenul, ok, bine, și ce faci după asta? Că tot ce ai învățat la școală nu pui în practică. Practica e absolut diferită. Trebuie să ai curaj să, chiar și dacă vrei să postezi mult pe social media, să-ți faci reclamă, trebuie să investești în reclamă, trebuie să ai curaj trebuie să fii gata să înveți. E foarte mult de învățat deja în a, perioada practică. Trebuie să știi contractele. A, un lucru foarte important este să lucrezi pentru o companie care o îți dă a, training, care te învață de la început. Singur să intri în businessul ul ăsta și să începi să lucrezi pentru tine, o să-ți fie foarte greu. Sunt atâtea nuanțe pe care noi nu le cunoaștem când intrăm în business și te întâlnești chiar și înainte de closing, chiar și în procesul de deja când ai contract, un proces de cumpărare vânzare. Sunt multe nuanțe pe care noi, agenții noi, nu le cunoaștem de la început. Deci asta tot vine cu practică. Când ai un mentor lângă tine, îi te ajută să treci peste perioada asta. Eu sunt foarte norocoasă, am avut unul din cele mai bune mentore, ea e româncă și cumva m-a ghidat cum să... Eu lucram pentru ea în timpul ei, m-a ghidat cum să fiu un agent de succes e foarte important pentru clienți. Deci eu sunt mulțumită ei. Mulțumită ei sunt aici. Și mulțumită ei mi-au luat și licența, iarăși tot cumva o... Da, Care influenzat. sunt perspectivele să-ți faci o echipă pentru a-ți mări profitul considerabil? Da, a, asta este unul din scopul meu, să, -mi, a, să am o echipă. Când ai o echipă, tu ai agenți care lucrează cum să spun pentru tine, dar ei poate să-și să -și facă și businessul lor, dacă ei vin cu clienții lor, ei reprezintă clienții lor. Dacă eu am clienții mei, pot să-i dau lor să reprezinte clientul și oricum, dacă are, am și echipă, nu contează clientul care eu ți-l-am dat sau clientul care tu l-ai adus ca agent. Eu te, te, ghidez atâta timp cât ai nevoie. Orice întrebare apare, eu ca agent lider te ajut în, în orice, chiar și în, în negocieri cu alți agenți. Numește, rog, 3-4 calități ale membrilor de echipă care vrei să-i vezi alături. Unul din lucruri cel mai, cel mai important e ca agentul sau nu contează, e agent nou, e agent deja de ceva timp în business, să fie, da, în primul și în primul rând, trebuie să fie deschis să învețe lucruri noi. Lucruri noi și să nu fie o persoană impulsivă, în acest business îți trebuie foarte multă răbdare. Îți trebuie răbdare și îți trebuie curaj. Astea sunt două lucruri care o să te ducă departe. Uh, trebuie să fii perseverent, trebuie să fii consistent. Dacă ai început să faci ceva, trebuie să te ții de acest business. Că odată și ai început să faci ceva, ieși din business, nu ai timp să te ocupi de businessul ăsta, vii înapoi, deja lumea uită de tine, lumea nu te mai, nu te mai recunoaște. Deci, asta uh, cea mai importantă calitate, e să fie gata de a învăța lucruri noi. Nu 5 motive pentru a te muta cu traiu în Sua. Fiecare are motivele lor, dar aș spune oportunitățile care ți le oferă America sunt foarte mari. Deci, aici poți și îți permiți să duci o viață frumoasă, dar trebuie să lucrezi mult. Deci, trebuie să lucrezi foarte mult pentru asta. Oportunite, oportunitățile, dacă cineva vrea să facă studiile, studiile aici iarăși sunt recunoscute. Sunt calitative, calitative într-adevăr, da. Alt lucru important îmi place că oamenii sunt să spunem primitor? Deci dacă ești, ești imigrant și vrei să-ți faci o afacere aici, uh, sunt chiar și americani care o să, o să, accepte afacerile tale, o să vrei să lucreze pentru tine. Eu fiind ca agent, dacă lucrez, cu, uh, lucrez și cu mulți americani, nu am avut un american să spună că uite, nu vreau să lucrez pentru că nu înțeleg ce vorbești sau nu zic nimic de accent. Chiar cumva te încurajează, îți spune că wow, foarte bine, bravo, adică tu ești foarte curajoasă sau majoritatea din Sunt zic, foarte toleranți. Da, da, într-adevăr, sunt, foarte toleranți. E educația care poți să oferi copiilor aici. Da, poate e un sistem diferit cum avem noi acasă, dar în perspectivă poți să oferi mult mai multe copiilor aici decât în Moldova. Care sunt fricile tale ce sunt despre educația copiilor în America? Probabil că la majoritatea cu cine o să-și petreacă timpul copiii mei. E foarte important să nu fie influențați de domeniul ăsta de afară care cumva poate nu e cel mai corect. Pentru mine e foarte important ca fata, fata mea să înțeleagă și să învețe din exemplu care încercăm noi să le, să le oferim. Nu să fie influențată de ceea ce se întâmplă afară. Da, într-adevăr este foarte important ca anturajul tău să fie sănătos și să fie... Uh, să ai oameni buni în prejurul tău. Da, de aia și contează la ce școli merg copii. Da, contează foarte mult școala la care merge. Și la câte activități merge copilul. Când mă gândesc cu activitățile, cumva îi dă o disciplină copilului din copilărie. Clar că nu îl dai la un an, doi, deja să-l pui la sporturi de performanță, cumva cu timpul îl pui la diferite activități, dar activitățile astea îi de o disciplină copilului cu siguranță. Cum crezi, care este un venit lunar care ți-ar asigura o viață calitativă în soa? A, Da, e o întrebare care are mai multe răspunsuri, să spun așa. Nu, nu există un venit exact pentru că depinde de calitatea vieții, depinde ce-ți dorești. Vrei să ai o casă foarte scumpă, a, mașini, educația la copii, activități sau trăiești cât de cât modest. Să zicem 10-15 mii îți ajunge pentru o viață modestă. Dacă vrei deja să crești mai mult, să investești mai mulți bani sau să îți cumperi mai multe proprietăți, cu siguranță îți trebuie mai mult să câștigi. Apropo, noi în spate avem niște proprietăți foarte frumoase. În ce zonă ne aflăm acum? Acum noi suntem în Lake Bluff. Eu trăiesc în această zonă, în orașul Lake Bluff. Este o zonă, da, într-adevăr proprietățile și sunt mult mai scumpe, sunt proprietăți, de deci, ce oamenii se mută în zona de Lake Bluff și Lake Forest? Sunt pentru școli uh, și aici foarte mulți jucători de la CAPS care sunt locuiesc prin Lake Forest, Lake Bluff, că sunt în două orașe. Care ori, este ori, așa pentru așa o casă? Pentru așa o casă ajungem la uh, 2,53 milioane de dolari. <laughs> Este o sumă destul de mare, însă zona este foarte frumoasă, într-adevăr un loc foarte bun pentru meditație și cred că pentru asta își dai bani. Da, da. Majoritatea care se mută aici, ei se mută pentru liniștea interioară. Cumva ei deja au ajuns la un nivel oarecare, poate și în business, sau poate ei s-au dat casele de la, de la părinți, cumva să date din moștenire. Dar deja oamenii care cumva își caută pace interioară, ei vor mai mult așa. Cât mai aproape de uh, Lacul Michigan, uh, să fim mai, aproape, mai mult în natură, că aici într-adevăr avem o parte de multă, multă natură, păduri, uh, Forest Preserves. Da. În afară de real estate, cu ce te mai ocupi? Eu uh, și familia mea, noi suntem o familie foarte activă, nouă ne place o, toate felurile de activități, cum ar fi uh, mergem cu bicicleta, ciclismul și avem fată mică care am pus-o din mică pe bicicletă. Uh, înainte o puneam în spate la bicicletă și mergea cu noi, acum deja începe și ea cu bicicleta să meargă. -o, cum o cheamă? Sofia. Sofia. Mulțumim. Mulțumesc frumos. Uh, prin bleer prin în natură, cât mai mult. Yoga este una din hobby-urile mele preferate, și anume Hat Yoga, Hat Yoga sau mai spunem uh, Bikram Yoga, uh, unde se încălzește până la 100 de Fahrenheit în, în, în camera de yoga, în studio. Și asta iarăși e ceva care îmi dă, mă încarcă cu energie și îmi dă uh, cumva uh, pacea asta interioară, deci mă, mă, mă focusează într-un loc. De ce yoga? Ah? Pentru că e focusul meu. Deci asta e ora mea de meditație. Cât sunt eu la yoga, asta e ora mea de meditație. Pentru că nu poți, în yoga tu nu poți să-ți zboare gândurile nu știu unde și să stai în aceeași poziție pentru 30 de secunde. Sunt poziții care chiar și o minută trebuie să stăm în aceeași poziție. Că păi dacă încerci să stai într-o poziție și să te gândești la uh, alte gânduri, nu o să poți. Trebuie să fii focusat aici și acum. Și asta mi-mi place. Îmi -mi place starea de aici și acum. Alte hobby care le mai ai? Uh, nu pot să spun că e un hobby, dar m-am înscris acum, la, îmi, îmi place să-mi pun provocări care să le ating și asta iarăși îmi dă uh, undeva succes pe viitor. Uh, m-am înscris la maraton, acum recent, uh, pentru, ac pentru mai. În mai o să merg la jumate de maraton, care astăzi uh, în kilometri ar fi vreo 20 de kilometri. Și nu m-am înscris pentru că eu sunt iubitoare de alergat. Eu nu sunt iubitoare de cardio, dar Vreau să mă disciplinez. Deci mi-am pus ca un scop și pentru asta eu trebuie să mă antrenez o perioadă de timp ca să pot să no, Să Ai mai participat cu... la asemenea competiții? Nu, nu este am participat. Prim prima dată? Este prima în dată, Și într-adevăr, da. va fi o provocare. Da, da. Și 20 de Cum km. Cum pregătești pentru această competiție? Alerg cel puțin 3-4 ori pe săptămână. Acum deja mai intensiv, alerg 5 ore în săptămână. Și nu am ajuns încă la 20 de kilometri, pentru că mai am și eu câteva aplicații după care mă, mă conduc cum să mă antrenez. Nu alerg fix 20 de kilometri ca să știu că pentru maratonul o să fie ok. Uh, îmi antrenez mușchii ca ei să fie gata să alerge atâta timp. Uh, te gândești să te întorci înapoi în Moldova? Eu nu spun niciodată nu. Pentru că nu știu, undeva cumva poate este gândul ăsta. Eu văd că oamenii în Moldova tot încep să-și dezvolte, dezvolte afaceri. Eu văd cumva o creștere și în Moldova. Există potențial și acolo. Da. În cei practic 10 ani când ești stabilit în state, ai observat ceva minusuri? Minusuri în state? Cumva dorul de părinți, asta e, da. E, toate că eu i-am văzut, nu e așa că nu i-am văzut, dar cumva nu i-ai lângă tine. Vrei să-ți crești afacere și dacă ai copii e un pic mai greu, pentru că nu ai punei aici care să te ajute cu copiii. Da, poți să-ți iei o bună, nu e o problemă, dar tu vrei copiii tăi să fie crescuți ori de tine, ori de cineva care îți ia aproape sufletul tău. Astea ar fi minusurile. Da. Și încă un lucru este că trebuie să lucrezi foarte mult aici pentru ca să-ți obții rezultatele propuse. Mm -hmm. da. Însă, dar această muncă este remunerată da. după merit. Exact. Spune că în America primește să bani ca merit. Da, sau cât lucrezi pentru ei. Propo. câți da. bani face un agent imobiliar? Depinde cât, câte vânzări are, a, poate să facă și peste 100 de mii un agent imobiliar. Diana, noi cu tine am avut o discuție foarte interesantă. Noi ți urăm succes, am aflat foarte mult despre piața imobiliară din Illinois și numai bine, succes în toate! Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație, mi-a făcut o mare plăcere!